Povestea de succes a canotoarei Larisa Popova a ajuns pe paginile unei cărți. Lucrarea Zeița canotajului academic de la Nistru a fost apreciată de tânăra generație a sportului din Republica Moldova, care aspiră la aurul olimpic de la Paris, așa cum a reușit și protagonista cărții autobiografice în 1980 la Moscova. Zeița canotajului academic de la Nistru redescoperă povestea de viață a Larisei Popova, cea care cu aproape jumătate de secol în urmă a devenit campioană olimpică la Moscova. Sportiva din Republica Moldova are în palmares și o medalie de argint adjudecată în 1976 la Montreal, dar și o experiență care i-ar putea ajuta pe tinerii sportivi. Я считаю, что это признание моих заслуг. Второй раз, будем так говорить. Вот. И поэтому чувствую себя как бы гордой, что ли. Может быть, кто-то из спортсменов наших, прочтя эту книгу, тоже поставит себе цели, стать олимпийским чемпионом. E a treia carte despre ascensiunea marilor campioni ai Republicii Moldova. Primele două au fost dedicate canoistului Nicolae Juravski și halterofilului Tudor Casapu. Inițiativa, ideea este ca să ajungă în bibliotecile nemijlocit a antrenorilor, a sportivilor, plus a școlilor sportive și de ce nu în bibliotecile naționale care vor fi interesate. Că este, cum am zis, o istorie pentru noi, pentru Republica Moldova. Prezentarea a avut loc la Universitatea de Stat din Republica Moldova și a adunat nume notorii din sportul național, dar și atleți care au biletul pentru marele eveniment sportiv din această vară. Sportivii vor să repete performanța Larisei Popova de la Jocurile Olimpice. Unii speră să găsească cheia succesului chiar în cartea autobiografică a canotoarei. Для спортсмена это стало олимпийским чемпионом, и вот хочется у нее взять это тоже, как и у Равского, и у Кацапу, тоже есть книги такие же, то есть тоже стать на эту ступень, чтобы про меня тоже написали книгу. Я и чемпион олимпика. Здорежь ты что-то? Evident că da. Sunt și eu deja în vară, voi participa în Paris și evident îmi doresc și eu mult acest lucru. Este un vis al oricărui sportiv. Te pun în multă muncă și mereu ai, nu știu, undeva acolo în subconștientul tău această medalie. Republica Moldova are 8 sportivi calificați oficial la Jocurile Olimpice de la Paris. Aceștia vor concura în probele de lupte feminine, caiac canoe, tir cu arcul, echitație și tir cu pistolul. Olimpiada este programată în perioada 26 iulie-11 august și va fi difuzată în exclusivitate de TVR Moldova.